În acest moment se află în comisiile de regulament. Termenul de raport este 3 februarie. Săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, miercuri, înseamnă 3 februarie, expiră acest termen. Consultările de la Palatul Cotroceni au provocat somnolență în rândul unor liberali. Vicepreședintele PNL Mihai Voicu a apărut mai degrabă plictisit, ba chiar dezinteresat de ce au avut de spus colegii săi liberali în urma discuțiilor cu președintele Klaus Iohannis. S-a mai discutat, și ăsta este ultimul punct, despre ordonanța 55, pentru că mai devreme sau mai târziu, noi am dat termenul de 16 februarie în Parlament. Deși nu a scos un sunet pe tot parcursul discursului liderilor PNL, Mihai Voicu maică s-a arătat supărat când Alina Gorghiu a întrebat dacă unul din colegii săi ar dori să vină cu o completare. Vă stăm la dispoziție dacă colegii mei vor să adauge ceva. În final, plictisit deja de situație, Mihai Voicu a spus că este nevoie să dea un SMS. Normal, deci orice cetățean român, numai, și orice parlamentar are dreptul și înainte și după.